Bună găsit, doamnelor și domnilor, punctul PI la Columna TV. Invitat în această seară este primarul municipiului Târgoviște, domnul Cristian Daniel Stan. Bună seara, domnule primar. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și, felicitări pentru noua emisiune, pentru reluarea, de fapt, acestei emisiuni, pentru noul sezon, ca să zic așa, și multă baftă. Vă mulțumesc. Avem nevoie cu toții de multă baftă pentru că trăim vremuri interesante, vremuri pe care putem să le transformăm în reușite sau mai bine zis în etape reușite din viața noastră. Din această pricină v-am invitat, domnule primar, pentru că ne place sau nu, suntem sau nu interesați de viața politică și administrativă a orașului, a județului, a țării. Administrația, politica sunt determinante pentru viața fiecăruia dintre noi. Ori în acest sens, în acest oraș care multă vreme a avut de suferit pentru că n-a existat poate suficientă preocupare, poate că n-a existat suficiente fonduri, poate că n-a existat viziune sau pur și simplu n-a fost momentul, spuneam multă vreme, nu s-au mișcat lucrurile așa cum ne-am fi dorit. În ultima perioadă, până și cârcotașii pot să observe că lucrurile se mișcă în direcția bună, sperăm să și ajungem acolo. Sunt lucruri interesante care se întâmplă în domeniul infrastructurii, adică acolo unde dumneavoastră, ca și edil șef, aveți, ca să zic așa, un cuvânt de spus, unde viziunea dumneavoastră poate fi determinantă. Pentru că, nu știu, în viața spirituală, în viața sentimentală a fiecăruia nu poate să intervină o altă autoritate decât a celui implicat. Bun, domnule primar, vorbim despre infrastructură și am observat că în administrația dumneavoastră un punct aparte în strategia de dezvoltare, de modernizare a urbei, îl reprezintă acela legat de infrastructura școlară. Ce loc ocupă? Este doar o părere a mea sau doar o senzație pe care transmit proiectele pe care le-ați luat așa la rând sau chiar este o preocupare a administrației dumneavoastră infrastructura școlară? Este o preocupare esențială a administrației locale târgoviștene. Cred că acest domeniu trebuie să fie prioritar pentru orice administrație, pentru că în momentul în care, la nivel de investiții, la nivel de patrimoniu, administrația locală gestionează aceste lucruri, nu la nivelul actului educațional în sine, care este treaba Ministerului Educației, Inspectoratul Școlar și așa mai departe, dar la nivelul patrimoniului acesta material, administrația locală are un cuvânt greu de spus și atunci prima dată am fixat strategia. După ce am fixat strategia, am căutat sursele de finanțare, iar sursele de finanțare pe această zonă sunt multiple. Nu am vrut să pierdem nicio oportunitate de finanțare, pentru că bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște nu ne-ar fi permis niciodată să realizăm nici măcar 10% din programul de reabilitare și modernizare a infrastructurii educaționale pe care îl avem în derulare în acest moment. Este un program fără precedent, este cea mai amplă activitate care vizează infrastructura educațională din municipiul Târgoviște de foarte mult timp. Sunt în momentul de față și suntem la începutul anului 7 investiții în derulare demarate anul acesta și perspectivele sunt foarte, foarte bune, dar o să detaliez puțin. Chiar vă rog. Se lucrează în momentul de față la câteva investiții pe care noi le-am pregătit. Durează un an jumătate, doi, până ajungi să ai o investiție matură, adică să se vadă, să înceapă lucrările. Avem lucrări la grădinița numărul 15 din municipiul Târgoviște. Este grădinița situată în microiul numărul 11 pe strada George Cair. Reabilitare, modernizare, dotare. Sper ca proiectul să se finalizeze anul acesta, dacă nu cel mai târziu în primăvara anului viitor. Ieri ați fost acolo, nu? Chiar astăzi am fost la grădinița numărul 15. Sunt optimist, lucrările sunt înaintea graficului de execuție, s-a schimbat deja acoperișul, s-a glituit la etaj, s-a schimbat total instalația electrică, urmează pardoseala și se coboare la parter. Cam în 2 săptămâni se finalizează etajul și după aceea se coboare la parter. Eu sper, repet, ca până la sfârșitul anului să avem un proiect finalizat acolo, un proiect de aproape 3 milioane de lei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală avem și proiectul de la grădinița numărul 13, microiul numărul 6 din Târgoviște, un proiect asemănător, un proiect care vizează inclusiv dotări, că și astea sunt importante și care de asemenea sper să fie finalizat în acest an. Una din marile provocări pe care le-am avut a fost și aceea că
pe zona de creștere există o cerere foarte mare la nivelul municipiului Târgoviște, nu numai de la Târgoviște, dar și cei din zona periurbană, din localitățile limitrofe. Deci e foarte simplu, părinții vin cu, lucrează în municipiul Târgoviște, vin cu copiii și creșterile, școlile, grădințele din Târgoviște, da, sunt foarte solicitate din acest punct de vedere. Și atunci am încercat să găsim alternative pentru a rezolva și această problemă. Așa că, în momentul de față, pe surse atrase de la Guvernul României, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, lucrăm la creșa numărul 8 din municipiul Târgoviște, la creșa numărul 13, la creșa numărul 14 și la creșa numărul 16 din municipiul Târgoviște. Toate proiecte undeva la 5, la 4, între 4 și 6 milioane de lei, toate proiecte care vizează și extinderi, în afară de reabilitare, da, de modernizare, de dotare a imobilelor, da, existente în momentul de față, avem și extinderi care în aproape toate cazurile sunt mai mari ca și suprafață decât ce avem. Deci nu doar că se dublează, e mai mult decât dublarea suprafeței, da? Nu, și lucruri care ne vor ajuta să mărim în mod clar capacitatea creșterilor, având în vedere că avem și construcții noi. Cred că anul viitor vom începe să finalizăm aceste proiecte importante, proiecte pentru care am reușit să atragem finanțare nerambursabilă de la Guvernul României. De altfel, administrația locală a reușit să semneze anul trecut și în 2017 40 de contracte de finanțare cu Guvernul României, Ministerul Dezvoltării, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, în condițiile în care până acum municipiul Târgoviște semnase 2. Aha. Domnul primar, a spus ceva care mi-a tras atenția. Lucrările de la grădința 15 sunt chiar înaintea graficului. Este ceva nou. Noi suntem obișnuiți cu întârzierile alea de săptămâni, luni, ani chiar pentru proiecte. Asta vă face optimist în ceea ce privește celelalte proiecte, dacă toate vor merge așa unse. Ne mai uităm și noi la televizor și vedem prin alte zone ale țării că sunt probleme prin școli, că pică tavanul în capul elevilor, că au mobilier de nu știu ce fel. Ei bine, în Târgoviște ne-am obișnuit Să gândim că lucrurile astea sunt pe altă planetă. Deci nu se poate, pentru că nu avem exemple din acelea la Târgoviște. Aici lucrurile se mișcă. Spuneți-mi, vă rog, dacă există cumva o ierarhizare a proiectelor, în sensul că ați început cu acestea pentru Prichindei, creșe și grădinițe, și urcați după aceea spre școli, gimnaziile și spre licee. Adică liceele sunt ultimele, acolo s-a mai făcut ceva în anii anteriori. Mare parte din proiecte sau din condiționalitățile pe aceste proiecte sunt determinate și de sursele de finanțare. Pentru că o strategie de dezvoltare reală este o strategie în care, lângă dorință, lângă ceea ce dorești tu să faci, lângă ceea ce îți propui, lângă obiectiv, pui în spate și sursa de finanțare. Și nevoia reală. Nevoia reală este prima. De la nevoia reală apare obiectivul pe care vrei tu să-l Mai sunt și unii care pun cai înaintea boilor, carul înaintea boilor. După aceea, trebuie să ai și sursa de finanțare. Ne putem dori să facem foarte multe. Dacă nu avem sursa de finanțare, este imposibil să-ți atingi obiectivul. Așa că în momentul de față, cel puțin pe zona de școli, grădinițe și așa mai departe, avem finanțări din trei direcții. Pe de o parte avem finanțările pe Programul Național de Dezvoltare Locală, despre care am discutat mai devreme. Pe de altă parte avem finanțările de la bugetul local și aici voi atinge și, spre exemplu, proiectul de la Colegiul Național Constantin Carabela cu baza sportivă și cu terenul de sport, proiect finanțat din bugetul local și care, de asemenea, sper că anul acesta să se finalizeze. Este un proiect foarte ambițios și acolo. Un proiect ambițios. Colegiul Național Constantin Carabela, o unitate de învățământ de renume din municipiul Târgoviște. Între cele mai bune din județ. Nu are o sală de sport în momentul de față și cred că merită și 800 de copii de acolo să aibă o sală de sport. De altfel, pe această infrastructură am lucrat și pe fonduri proprii, așa cum se întâmplă și acum, și mă gândesc, spre exemplu, la terenul pe care l-am făcut la Liceul de Transporturi Auto, la fostul liceu de construcții numărul 5, la terenurile pe care le-am realizat în cartiere, pentru că eu cred că este și o modalitate de a-ți arăta respectul, până la urmă, față de cetățenii municipiului Târgoviște, iar în privința copiilor este efectiv o obligație legală și morală pe care administrația locală o are. Deci spuneam că avem mai multe finanțări. Cea mai importantă sursă de finanțare, totuși, este reprezentată de fondurile europene. Este cea mai ieftină,
cea mai eficientă formă de finanțare, chiar dacă nu ajungi să accesezi foarte ușor fonduri europene. Procedurile sunt destul de complicate, depinzi de administrația centrală, depinzi de toată această relație cu Uniunea Europeană, dar este obligatoriu să ai în portofoliu de proiecte și proiecte cu finanțare europeană. Mai ales că sunt foarte mulți bani acolo și teoretic nu poate cheltui o administrație cât ar putea accesa dacă ar reuși să acceseze. Discutăm de proiecte de o valoare foarte mare. Lucru care, spre exemplu, ne-a permis ca vineri să semnăm la Târgoviște cel mai mare contract de finanțare pe fonduri europene adresat unități de învățământ din municipiul Târgoviște. Este vorba de o finanțare de 22 de milioane de lei care vizează școala Matei Basara, microiul numărul 3, singura școală din cartierul respectiv, o școală care va suferi modificări semnificative. De altfel, nu va mai semăna cu nimic din ceea ce este acum. Am văzut cu toții, cred, macheta și noua investiție. Reabilitare, modernizare, consolidare a corpului existent, un nou corp de clădire cu sală de festivități, sală de clasă, laboratoare, o sală de sport nouă, cu toate dotările necesare, un curtea exterior amenajată, un teren de sport exterior plus împrejmuirea făcută, la care adăugăm și dotările necesare unități de învățământ și cred că această școală gimnazială va fi una dintre cele mai moderne din România. Fără să exagerez, primul contract de finanțare semnat pe axa 10 de către administrație locală pe regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Am reușit să facem acest lucru pentru că am depus proiectele școala 13 în prima zi în care s-a deschis axa, pentru școala numărul 8 și axa s-a deschis într-o vineri, pentru școala numărul 8 luni imediat după weekendul respectiv. Așteptăm să semnăm contractul de finanțare și acolo. Un proiect ceva mai micuț de 18 milioane, este tot un proiect, este al doilea proiect ca și mărime după acesta de la Matei Basara. Avantajul nostru și strategia pe care am avut-o și cred că e una inspirată, cel puțin inspirată, să realizăm licitațiile publice în paralel cu procedurile de obținere a finanțării. Este legal? Este legal, este o clauză suspensivă prin care semnezi contractul de execuție în momentul în care obții finanțarea. Clauză pe care o cunoaște constructorul și care a fost acceptată. Mă bucur că după foarte mult timp în care am avut la proiectele acestea importante în municipiul Târgoviște, tot felul de constructori veniți de pe Temir, unde avem niște constructori serioși din Târgoviște. Din Târgoviște și din împrejurul, din județul Dâmbovița. Asta este vestea, o altă veste bună, cu adevărat bună în toată această poveste. Domnule primar, se câștigă foarte mult timp cu această nouă strategie, pentru că de obicei se semna contractul de finanțare, după aceea se demara procedura și dura luni, dacă nu cumva peste un an, până când se alegea finalmente un constructor. Acum se câștigă timp pe care îl folosiți, iată, extrem de eficient. Sunt 4 milioane de euro la școala 8, 5 milioane de euro la școala Matei Basarab. Numai sumele astea două adunate dau cât? Un sfert din bugetul propriu al municipiului Târgoviște. Ceva mai mult. Chiar mai mult de un sfert. Din venituri proprii, da. Într-o etapă în care suntem abia la începutul atragerii de fonduri europene. Pe această axă? Cel puțin. Pe toate axele. De fapt, pe toate axele, pentru că nu s-au lansat. S-au lansat apelurile, s-au încheiat apelurile, s-au depus proiectele, în momentul de față se semnează finanțele. Așa, la municipiul reședință de județ au fost ceva mai întârziate, în contextul în care sunt și cele mai mari sume de bani. Ca să termin cu această chestiune pe infrastructura educațională, aș mai adăuga aici și proiectul de la grădinița numărul 8, cea mai mare grădiniță din județ, una dintre cele mai mari din țară, tot un proiect pe fonduri europene, pe axa 4 de data aceasta, la care așteptăm și aici, e trecut de evaluare, este în etapa de precontractare pe fonduri de la Guvernul României prin Ministerul Educației Naționale în cadrul unui parteneriat
pe care Primăria Târgu Oviște îl are cu Ministerul Educației. Construim și deja săptămâna aceasta au debutat lucrările de amenajare de șantier și așa mai departe, o grădiniță în cartierul Sagricom. O, acolo chiar era nevoie, pentru că e un cartier tânăr care nu prea a beneficiat de... Nu este decât o creșă în momentul de față, în cartierul Sagricom. Și tot pe fonduri atrase, tot contribuția noastră este terenul pe care l-am pus la dispoziție, plus utilitățile pe care trebuie să le asigurăm la imobil. În rest, bani de la Ministerul Educației Naționale, cred că cam un an jumătate va dura construcția acolo și sunt convins că e foarte bine primită de către locuitorii din zonă. Și cei din împrejurim, Târgu Ovișa se dezvoltă, iar spre Sagricom este una dintre zonele în care va exploda dezvoltarea municipiului și în anii următori. Mai e și un amănunt, mă rog, interesant, a spune eu, și o situație așa mai puțin întâlnită, sui generis la nivel național. În urmă cu o săptămână jumătate, s-a finalizat un litigiu între Primăria Târgu Oviște și între UATET Târgu Oviște și UAT Ulm, prin care toată acea zonă de la Sagricom a trecut de la UAT Ulm la UAT Târgu Oviște. Asta înseamnă că aici noi cumpărasem terenul pentru locuințe ANL, pentru infrastructură, pentru grădiniță, dar era pe Ulm. Acum aici sunt 125 de hectare, iar în zona Dumbrava, deci pe partea cealaltă, sunt undeva la 600 de hectare, care, în baza expertizei și a hotărârii judecătorești, au intrat pe municipiul Târgu Oviște și în momentul de față suntem în faza de a realiza operațiunile de natură fiscală, administrativă, pentru a prelua aceste... Ce vedeți dumneavoastră a se dezvolta acolo? Cum vedeți exploatarea acestei În primul rând va trebui să facem un plan urbanistic pentru zona respectivă și vom vedea. Zona Sagricom este o zonă mixtă, sunt construcții, sunt și unități economice acolo, iar în partea cealaltă sunt mai mult terenuri arabile, unde sunt cele 500 de hectare. Dar se pretează pentru dezvoltare imobiliară, mai ales că Târgu Oviște are nevoie și de așa ceva. Se pretează. Eu cred că în perioada următoare piața imobiliară din municipiul Târgu Oviște se va dezvolta în contextul în care, spre exemplu, fabrica Arctic de la Ulm va începe producția în 2-3 luni cu extindere deosebită a capacităților de producție până la finalul acestui an și vor fi câteva mii de locuri de muncă, cu precizarea că mai sunt încă vreo 3 sau 4 fabrici în momentul de față, care sunt sateliți ai fabricii Arctic, care furnizează diferite componente. Serviciile pe orizontală. Plus serviciile, plus și serviciile, discutăm de transport, discutăm de masă, discutăm de absolut... Precreere de absolut orice, da. Și cred că pentru prima dată în această zonă a municipiului Târgu Oviște discutăm de o investiție de natură să genereze multe, multe locuri de muncă, după ce an la rândul am avut o balanță negativă din acest punct de vedere, în sensul că oferta de pe piața muncii era una limitată, iar oamenii căutau de lucru. Ei bine, eu sunt convins că în perioada următoare vom avea, din acest punct de vedere, o schimbare a situației și este foarte bine și poate că este cel mai bun lucru care se putea întâmpla din punct de vedere economic în această zonă a municipiului Târgu Oviște. Vom intra imediat într-o pauză de publicitate, însă o întrebare, oarecum retorică, pentru ca telespectatorii să înțeleagă, atunci când cineva se plânge, nu avem cu ce să vă facem, dragilor, noi am vrea, dar nu avem cu ce, să înțeleagă că de foarte multe ori este doar o scuză. Sumele pe care le-ați accesat, foarte frumoase, consistente, amețitoare chiar pentru aceste proiecte importante din infrastructura școlară și nu numai, erau probabil disponibile pentru toți cei care aveau inteligența și determinarea, da, să depună proiecte, să obțină acești bani. Deci nu erau cu destinație pentru Târgu Oviște. Banii ăștia merg la Târgu Oviște neapărat. Nu, pe axa 10 e o axă deschisă pentru toți, toate OAT-urile sunt eligibile din cele 7 județe. Da, băi, cum spune românul înțelept, omul simțește locul. Revenim după pauza de publicitate.
Centrul Medical Valeriana Metârgoviște, situat pe Calea Domnească, numărul 226, oferă servicii medicale de calitate cu personal cu experiență, aparatură de ultimă generație și promptitudine în următoarele specializări: cardiologie, ORL, gastroenterologie, medicină de familie, obstetrică, ginecologie, dermatologie, psihiatrie, endocrinologie, oftalmologie, neurologie și recuperare medicală. Vă așteptăm pentru programări la numerele de telefon afișate. Valeriana vă este aproape! Star System Security, compania cu experiență de un deceniu în domeniul securității, oferă soluții profesionale de protecție și pază, adaptate ideal fiecare situație în parte. Clientul poate solicita absolut gratuit serviciul de consultanță profesională Star System Security, care vă oferă informațiile necesare privind atât sistemele tehnice cât și de intervenție umană, adaptate nevoilor solicitantului. Alege consultanța gratuită de la Star System Security. Siguranța ta contează! NND-l asigură fiscalizarea și mentenanța caselor de marcat, oferă consiliere pentru alegerea optimă a unei soluții fiscale, instalare și întreținere și vă garantează suportul pentru rezolvarea problemelor legate de aparat. Printre produsele și serviciile pe care le veți găsi la NND-l Târgoviște se mai numără cele de copiatoare, calculatoare, sisteme de alarmă, tipografie și birotică. Alege acum serviciile NND-l Târgoviște. Pentru mai multe detalii, apelați numărul de telefon 0245 213 778. NND-l Târgoviște. Găsești orice la îndemână. Societatea comercială Vădan Târgoviște, cu 25 de ani de experiență, oferă totul pentru casa ta. La noi găsiți mobilier modern, adaptat cerințelor dumneavoastră, executat la comandă, canapele, colțare și fotolii cu design modern, țesături Sofia, o colecție nouă ce se remarcă prin vitalitate și eleganță. Oferim consultanță gratuită în alegerea designului, transport și montaj gratuit, vânzare în rate. Vă așteptăm în showroom-ul din Târgoviște, de pe strada Gimnaziului numărul 18, de luni până joi, între orele 8 și 16.30, și sâmbătă între orele 8 și 12. Facturi peste facturi, ore suplimentare peste ore suplimentare și tot nu o scoți la capăt. Poate a venit timpul să faci o schimbare, să fii plătit pentru cât muncești, iar ziua de mâine să nu mai fie o problemă. Vino să lucrezi în Germania, în domeniul industriei alimentare, iar aici firma germană Engel Handels und Vermittlungs îți oferă un loc de muncă unde vei beneficia de toate drepturile și obligațiile lucrătorilor germani. Relații suplimentare puteți obține la numerele de telefon 0765 011 920 sau 0761 047 531. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! De la constatarea că omul sfințește locul, am intrat în pauza de publicitate. Revenim după această pauză, doamnelor și domnilor, cu invitatul din această seară, domnul Cristian Daniel Stan, primarul municipiului Târgoviște. Domnule primar, infrastructura școlară este fără îndoială foarte importantă și acum, ca și părinte, nu pot decât să mă bucur că administrația târgoviștană ia foarte în serios această provocare.
nu doar pentru generația actuală, pentru că ceea ce faceți acum are impact în anii ce urmează, în deceniile ce urmează, ci copiii care se formează acum în școli pe care dumneavoastră vă străduiți să le faceți moderne și să le oferiți toate condițiile, vor fi cei care peste ani și ani ne vor asigura nouă bătrânețile, cum sună, da? Asta e adevărul, da? Bun. Dar ce, îmbătrânim? Nimeni nu rămâne forever young. Aș vrea să îmbătrânesc mai întâi alții, dacă se poate, eu stau mai la coadă. Bun. Domnule primar, revenind la alte capitole din strategia noastră, din proiectele dumneavoastră pentru municipiul Târgoviște, infrastructura rutieră a fost întotdeauna o durere, nu numai a târgovișteanului, a dâmbovițeanului, a românului. Noi avem drumuri proaste, ne și plângem poate mai mult decât alții, dar nici realitatea nu este foarte roză. Da? Numai că în ultimii ani, iată, și aici s-au făcut foarte mulți pași, până într-acolo, încât acum începem să ne punem problema în Târgoviște, nu din pricina străzilor, unde nu mai sunt probleme de care să ne plângem noi ca altă dată, ci de lipsa locurilor de parcare. Vă spuneam înainte de emisiune o glumă că înainte vreme erai șmecher dacă aveai mașină, acum ești șmecher dacă găsești loc de parcare. Am văzut că și parcările reprezintă o prioritate pentru noastră. Cam care ar fi balanța? Străzi, parcări, știu eu, managementul traficului în municipiului Târgoviște, pentru că începe să se aglomereze și la noi. Devenim și noi o mică metropolă sau o metropolă în miniatură, cu toate această dezvoltare economică, cu acești investitori care aduc și cu ei și bunăstare. Și lucrurile vor fi, se vor amplifica din acest punct de vedere. E și o parte bună, pentru că înseamnă că e o comunitate vie, unde, da, va trebui să răspundem, să avem răspunsuri pentru aceste probleme. Răspunsul e unul mai complex. Pe de o parte, și mă întorc puțin la zona de proiecte europene, pentru că și aici avem un răspuns tot pe o finanțare europeană. Avem un plan de mobilitate urbană, în baza căruia urmează ca în perioada următoare să accesăm o finanțare de vreo 21 de milioane de euro. O finanțare foarte mare, o finanțare record pentru municipiul Târgoviște. Am lansat deja licitația pentru autobuzele ecologice, este în SICAP în momentul de față. Am primit clarificări, am mai prelungit termenul cu 30 de zile, termenul de depunere, pentru că au fost foarte mulți producători interesați de acest proiect. Prin programul acesta, nu numai că vom cumpăra autobuze noi pentru municipiul Târgoviște, dar vor fi reabilitate toate stațiile de traseu. Se va construi un depou mare în zona complexului de natație, în zona poligonului acolo, plus încă două stații de capăt. Și se va reabilita, spre exemplu, bulevardul Mircea cel Bătrân, se va reabilita bulevardul Regele Carol, se va reabilita strada Gării și se va reabilita strada Stancu Ion, la care adăugăm pasajul de la PAFCOM. Toate acestea, în cadrul acestei finanțări de peste 20 de milioane de euro, noi am depus deja studiul de fezabilitate și cererea de finanțare. Am intrat în evaluare, așteptăm clarificări și sper că în cel mai scurt timp să reușim să obținem și de acolo finanțarea. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că se aglomerează, în special zona centrală, o zonă destul de aglomerată. E foarte clar că prin modernizarea sistemului de transport public, mulți cetățeni vor renunța să mai iasă cu mașinile la serviciu. Este evident, deci noi asta urmărim, să punem la dispoziție niște mijloace de transport care să ofere condiții similare deplasării cu automobilul propriu și la niște costuri mult mai mici. Și atunci omul natural va renunța la automobilul propriu. Este un proiect de durată. Nu știu dacă anul acesta vom reuși să aducem acele autobuze, dar anul viitor, la începutul anului, cu siguranță le vom avea, dacă nu vom avea foarte multe, foarte multe contestații. Și acesta ar fi o etapă. Deci, determinarea cetățeanului, târgovișteanului sau oricărui alt cetățean care vine în municipiul Târgoviște de a lăsa mașina într-o anumită zonă sau pur și simplu de a veni cu mijlocul de transport în comun pentru a putea să se miște repede și ieftin prin municipiul Târgoviște. Asta ar fi un prim aspect. Doi, legat de parcări. Municipiul Târgoviște a fost împânzit într-o anumită perioadă de foarte multe garaje. Era o febră cu construcția de garaje, iar administrația locală de la acel moment a dat în chirie suprafața aia de teren pe care s-au făcut foarte, foarte multe garaje. Acum, începutul major a fost dat de
PID-uri. Da. Au fost câteva mii de garaje care au fost desființate micro 6 aleea trandafirilor, micro 1 numărul 11, micro 1 numărul 12, da. Și în cartierul CFR. Cam aici s-a lucrat pe PID-uri. După intervențiile pe PID-uri, bineînțeles că oamenii au spus, domnule, vrem și noi așa. Da, am eu un garaj acolo în care mai țin ceva sau că mașina mulți nu și-o țineau erau magazine de bunuri diverse, în garajele respective și oamenii au văzut că e frumos și n-am avut niciun fel de problemă în a realiza parcări în foarte multe zone din municipiul Târgu Ocean. Îți dau așa cu titlul de exemplu. Peste drum de Spitalul Județean Micro 1 numărul 6 am realizat o parcare. Am făcut o parcare pe strada 1 Martie. Am făcut parcare pe strada Radu Gioclovan. Am făcut parcare la blocurile B de pe Constantin Brâncoveanu. Lucrăm la parcare Micro 1 numărul 3. Am realizat o parcare pe strada Avram Iancu din Micro 1 numărul 9. Am realizat o parcare pe strada Macari. Am realizat o parcare pe strada Ion Ghica Micro 1 numărul 5. Câte locuri de parcare noi s-au putut crea prin dărâmarea acelor garaje și retrasarea parcărilor și modernizarea lor, asfaltarea lor? E foarte greu de dat o cifră a numărului de locuri noi parcare. Per total sunt undeva la vreo 6500 de locuri de parcare. Dar ați constatat că parcă carâmele alea care știu. Ai deschis cutia, nu le mai poți băga pe toate la loc. Tot nu sunt locuri. S-au înmulțit spectaculos mașinile. Fenomenul nu e numai la nivelul municipiului. Mai vorbim de Târgoviște. Vorbim de Târgoviște. Dați seama că într-un apartament sunt două mașini, uneori pot fi și trei mașini. Da, pe vremuri era una pe scara de loc. Da. Exact. Și acum oamenii spun, domne, vreau un loc de, e normal, vreau un loc de parcare pentru mașină. Dar nu, oricât de mult am încercat să sistematizăm, oricâte garaje am desființat, e nevoie totuși de puțin spațiu verde. Nu poți să intri și să distrugi spațiu verde pentru locuri de parcare, că vom ajunge la situația în care nu o să mai putem să respirăm în spatele blocului sau în apartamente din cauza noxelor. Dacă mașinile sunt parcate foarte, foarte aproape de bloc. Dacă pe zona, să spun, microiul numărul 12, pe zona microiul numărul 11, lucrurile sunt destul de bine așezate. Am făcut o parcare și pe strada Pandurilor, mi-am adus aminte, plus parcarea cea mare de lângă cimitirul, microiul numărul 12, cred că este cea mai mare din municipiul Târgoviște, a mai fost parcare în spate blocului 82-83, multe zone în care garajele au fost desființate. Acum, dar problema rămâne pe tapet, pentru că sunt încă multe de făcut. Acum lucrăm în microiul numărul 3, avem o zonă la care asfaltăm azi, mâine, o parcare, la nivel de prin strat, turnăm două straturi, și până la sfârșitul anului vrem ca mare parte din creionul numărul 3 să fie reabilitată la acest mod, să dispară acele garaje. De ce? Pentru că creionul numărul 3 e încă o zonă în care aceste garaje sunt compacte. Nu s-a intervenit de mult decât de administrația locală și oamenii au folosit această metodă de a ține mașina în spatele blocului. Primar, la nivel teoretic cel puțin, după modelul din vest, am putea să ne gândim la un moment dat dacă nu cumva ar fi util să investim în niște parcări supra sau subterane în cartiere. Dar după aceea am să aminte că noi suntem români și noi dacă am putea intra cu mașina până în magazinul de unde mergem să ne cumpărăm țigări. Adică nu știu dacă ar fi o soluție prin prisma faptului că omul e obișnuit să-și treacă mașina sub fereastră, să o vadă el, iese la o țigară, trebuie să-și vadă mașina, domnule, nu e alta problemă. Da. Să știți că măcar în zona centrală ați putea să faceți pentru vizitatori. Zona centrală ne gândim la o asemenea parcare subterană. Putem discuta în zona cinematografului Independența. Era un proiect mai vechi, de-aia v-am întrebat, că am mai discutat noi despre asta. Și Consiliul Județean și a instituției prefectului acolo și cel puțin în parteneriat cu Consiliul Județean. După ce se va finaliza și se va clarifica situația la Consiliul Județean, să putem să avem... Să știți cu cine discutați. Un proiect comun, da. Și să putem să realizăm o parcare subterană care să fie folosită de toată lumea și care să fie
un refugiu așa pentru toată aglomerația aceea din... Ar putea prelua toată nebunia cu mașinile din centrul orașului, pentru că un orașel totuși mic, centru pe măsură și cu puțin efort reușim să educăm pe oameni să-și lase mașina acolo când are treabă și la prefectură și la, știu eu, Muntenia și în altă parte. Adică să nu mai cărăm mașinile după noi chiar până la intrarea în magazin. Chestiunea aceasta, ca să revenim puțin la parcări, chestiunea cu parcările, cred că în aproximativ 2 ani va fi, 2 ani, 2 ani jumătate va fi rezolvată. Pe strategia pe care o avem în momentul de față, pe proiectele pe care le avem în momentul de față, cred că vom reuși să ajungem cam în 2 ani, 2 ani jumătate la un rezultat pozitiv, cam pe întreaga suprafață a municipiului Târgoviște. Din acest punct de vedere, aici am aplicat o metodă, nu știu, am vorbit, mi-am adus aminte, au venit niște spanioli la Târgoviște, din Castilia la Mancea, o provincie cu vreo 2,4 milioane de oameni, a venit președintele din provincia respectivă, din regiunea respectivă și am avut o discuție, domnule, zic, cum ați reușit voi, spanioli, la nivel de drumuri, la autostrăzi, stă excepțional. Majoritatea pe fonduri europene, apropo. Da, și mi-a spus așa, zice, domnule, am făcut niște întreprinderi publice. Adică, întreprinderi gestionate de administrația regională, cu acționariat, și spune, am lucrat prin ele și am reușit să le gestionăm foarte, foarte bine. La fondurile europene se absorb la nivel de provincie, la nivel de regiune, nu toate administrațiile locale pot să facă lucrurile. Și spune, și a spus, am făcut niște întreprinderi publice, le-am gestionat și am reușit să dăm un imbold extraordinar zonele acestea de construcție de drumuri. De ce? Pentru că procedurile erau mai simple, fiind vorba de o societate a unității administrative teritoriale, era mai ușor de atribuit. Birocrația, clar, mult mai. Exact, pentru că banii erau mai ușor de controlat. Bineînțeles. Și asta am făcut întreprindere publice și pe toată zona, numai pe construcția de străzi, pe toate chestiunile aceasta edilitar. Nu, de 20 de ani se spune privatizați tot. De la primărie să nu mai aibă nimic, primărie să nu mai aibă nicio întreprindere personală, Consiliul Județean să nu mai aibă nimic, privatizați. Aici voiam să ajung. Anul trecut am reușit, după, cred că vreo 20 de ani, să avem la primăria Târgoviște un finisor din ala de asfalt. Să avem cu ce să punem noi asfaltul. Și o freză și un cilindru compactor și așa mai departe. Este inadmisibil ca o administrație locală să nu poată să astupe o groapă. Pentru că trebuie să facă sarcini în licitație. Bineînțeles, da. Mi se pare incredibil. Și atunci, și pentru faptul că nu aveam utilaje. Deci primăria Târgoviște, deci m-am trezit că nu avem decât ceva foarte, foarte subțire. Primar, știți că am avut, nu? Din primăria Târgoviște a investit o grămadă de bani cu 20 de ani în urmă în utilaje, efectiv, ca apoi să le pună în brațele unei firme private. Devalizată. În beneficiu unor persoane care n-au fost bine intenționate, ca să nu fiu mai dur în exprimare. Dar lucrurile s-au schimbat. Zona de întreținere a drumurilor o facem începând din această primăvară prin societatea noastră de construcții. Bineînțeles că nu putem aborda proiecte de mare anvergură. Nu avem cum să abordăm proiecte de mare anvergură, dar ceea ce înseamnă întreținere de stradă și așa mai departe. În primăvară, ieși din iarnă, multe străzi, astea care sunt nereabilitate de mult timp, trec greu peste anul timpul rece. Stăteam, sunam, ajunsese să sun constructorul și să-i spun cu contract cu mine, să-i spun, bă, vină mă că să rup oamenii mașina în oraș. Să spun, domnule, știi că noi ba n-am pornit stația de asfalt, ba venim să acoperim niște gropi. Nu e nimic. Percepția publicului este, uite, primăria doarme, exact, noi mașinile. Asta e percepția. Bun. Și atunci am zis, bă, facem la modul acesta, ne ocupăm noi de zona aceasta, măcar să putem să intervenim prompt. Dar la infrastructura rutieră, că tot am vorbit de câteva străzi pe proiectul acesta, vorbeam de bulevardul Mircea cel Bătrân, de Regele Carol, de strada Gării, de Stancu Ion. Finalizăm până la sfârșitul lunii mai, al doilea proiect din cartierul Priseacă, este turnat primul strat de asfalt acolo, intrăm cu al doilea strat, acum se lucrează la rigolele de pe marginea drumului și adunăm vreo 7 km de drum în Priseacă, în condițiile în care în 2015
aveam 0 kilometri. Da. Să știți că s-a făcut un lucru extraordinar, pentru că oamenii de acolo erau numai cu numele locuitori ai unui municipiu, dar într-o zonă în care nu aveau nici măcar asfalt. Era de râsul curților. Și toată lumea, vai, cartierul Priseaca. Care cartier? Că de câtă grijă au avut de el ani și ani, arăta mai degrabă un cătun izolat pe undeva. Se putea așa ceva. Deci este un lucru foarte important. O să vă întrerup eu puțin, pentru că mi-am adus aminte de ceva. Domnul primar, pe lângă atâtea lucruri bune care se întâmplă în Târgoviște asta, pare cu atât mai greu de înțeles de ce pentru Dumnezeu stăm și cu suferința asta continuă, centura Târgoviște, care a rezolvat o mare problemă în ceea ce privește traficul greu și nu numai și în Târgoviște, adică multe s-au rezolvat odată cu modernizarea acestei centuri. De ani și ani de zile suntem parcă pedepsiți, parcă blestemați cu centura asta și nu reușim să mai terminăm. Răspunsul e unul foarte, cum să spun, foarte direct și foarte tranșant. Am avut parte de niște ageamii de constructori care, ca unul din ăla care știe să-și vândă marfa foarte bine, adică domnule, la licitație s-au prezentat impecabil. Dar știi, impecabil, cu documentele făcute la muchie. În schimb, în momentul în care au trebuit să apuce de lucrări, n-aveau oameni, bani au depus garanția. Da. Deci eu am făcut 3 licitații pe șoseaua de centură. 3, nu una, 3. Deci am încercat de 3 ori. Bani au depus, primul n-a depus garanția de bună execuție. N-a mai depus-o, nu s-a mai încheiat contractul. Am făcut altă licitație, au venit unii de prin Bacău și așa mai departe, îmi cereau un avans de 20%, le-am spus, bă, băieți, voi nu sunteți întregi la minte, voi credeți că eu vă dau 20%. N-au făcut nimic, erau plini de datorii, că de fapt ei voiau să ia banii de la Târgoviște, să-și acopere datoriile pe care le aveau în altă parte, după aia Dumnezeu cu mila. Am mai încheiat încă un contract cu o asociere, cel de-al treilea contract. Ăștia... Balastiera din Sălaj cu o firmă din Bulgaria. Acela era, da, acela era cel de-al doilea contract. Cu care voia avansul. Exact, da, care voia avansul și care voia să, nu știu, probabil că s-au gândit că ne pot... Dar cum să dai din pe un proiect european, ia de aici, 20%, ca și cum îi ține sub saltea unde țineți banii aia. Iar cel de-al treilea cu asocierea care, mă rog, au lucrat ceva, la fel la un moment dat, nu reușeau să mai înainteze deloc. Explicația a fost una simplă, am început să tot primim popriri. Adică oamenii aveau datorii foarte mari, în momentul de respectiv mi-am dat seama că se blochează proiectul și iar în momentul ăsta, deci măcar s-au făcut câteva lucruri, s-a în proporție de 80% podul, spre exemplu, de la Valea Voievozilor, este circulabil. Da. E primul pod făcut după mulți ani la Târgoviște și chiar am rezolvat o problemă acolo. S-a mai lucrat pe, spre exemplu, pe Bulevardul Eroilor, s-au turnat două straturi și cu sensul giratoriu și așa mai departe, s-a mai rezolvat o problemă acolo, da. Și pe care mi-a dat seama lucrat puțin, trotuare și cam atât, nu s-a finalizat. Nu dar... este, nu, efectiv, n-avem cum să fim mulțumiți. Am reluat, am făcut din nou expertiza, am făcut proiectul, în câteva zile ni se va pune la dispoziție, am formulat plângere penală propunere de recuperare a tuturor prejudiciilor pe care municipiul Târgoviște le suportă din cauza întârzierilor și rezilierii contract și până la urmă din cauza atitudinilor care înțelegem și dacă nu reușeau să-l termine. Bă, dar făceai ceva și vedeam că te miști. Parcă a fost un blestem. Eu sper să trecem peste această situație și sper că acum să fie cu norocul pe noi. Suntem foarte aproape de a scoate din nou la licitație publică proiectul. Pe zona de finanțare, altă dandana. Aici e adevărat. Altă dandana. Am depus proiectul prin Consiliul Județean. Inițial, ADR Sud-Muntenia ne-a respins proiectul, a declarat neeligibil. Am formulat contestație. Ministerul ne-a admis contestația și suntem în momentul de față din nou în evaluare. Bineînțeles că toate acestea înseamnă întârzieri. Înseamnă întârzieri. Eu sper să reușim până la urmă să obținem finanțarea de care avem nevoie pe șoseaua de centură. Dacă ne vor sau vor avea din nou o
viziune diferită de a noastră. Noi vrem mergem în instanță mai departe, pentru că vă dați seama că dacă nu formulam contestații, în momentul de față era închisă finanțarea, această cale, finanțarea la centură și era unica modalitate de finanțare. Nu există altă modalitate de finanțare, nu era bursabilă la centură, în afară acestei axe pe care, prin intermediul Consiliului Județean, am... Și vorbim de bani mulți, cam cât ar mai fi nevoie? Vreo 15 milioane de euro, cam cât ar mai fi nevoie? 15, ceva 20? Mai mult de 15 milioane de euro. Mă gândeam cât s-a lucrat, dar nu că nu s-a făcut mare. Nu s-a lucrat, nu s-a lucrat. Nu s-a lucrat foarte mult. Spre 20 de milioane a fost mai crescut prețurile, Cea mai bună, e foarte greu de spus, pentru că proiectul trebuie să cuprindă și manopera, că și asta e o problemă. Și manopera mărită. Da. Că acum cu ordonanța 114, salariul minim pe construcții la nivel de 3.000 de lei. S-a dublat aproape salariul minim. Eu zic că e în regulă totuși, însă s-au dat și niște facilități pe angajat. Poate că erau acele facilități pe angajat care ar fi suportat statul toată această sarcină fiscală. Așa, tu pe cine ai trecut? Toată sarcina ai trecut-o pe beneficiar. Multe contracte de finanțare, cum sunt cele pe care le avem, au o cotă diversă și neprevăzută. Să zicem că te poți încadra și poți, ca diferența dintre cât ai semnat la contractul de finanțare și la cât s-a terminat licitația, să ai o diferență și să poți să acoperi creșterea asta. Dar se poate întâmpla să nu ai lucrul ăsta. Și atunci, ce să faci? Scoți bani din buzunar. Da. Și vreau să spun că am ajuns la câteva din proiectele pe care le-am menționat, ca societățile să aducă muncitori din afară, care vin și lucrează în România pe salarii mult mai mici. Sunt deja pentru ei devine tentant să vină să lucreze în construcții în România, unde ăla oricum îi dă, iar da unui angajat român suma asta. Dar gândiți-vă câți români munceau acum 10 ani în Spania pe 5-600 de euro. Acum 15 ani. Hai, plecau din România, nu veneau din Vietnam sau din altă parte. Da. Deci lucrurile sunt foarte clare. Sunt 700 de euro, ăla e salariul minim, nu? Acum și 30 de milioane, 3.000 de lei. Sunt, repet, la care se adaugă facilitățile pe care sunt pe angajat și care motivează pe acest să lucreze în acest domeniu. Poate, nu știu, este bine, dar a generat un efect destul de îngrijorător pentru firmele de construcții, pentru că s-au trezit puși în fața... Nu numai pentru firmele de construcții, și pentru cei asemeni dumneavoastră, administrația târgovișteană, care dintr-o dată este pusă în situația de a vedea proiecte blocate, pentru că constructorul spune, doamne, trebuie să smăresc prețul, costurile, pentru că n-am cum să-i plătesc eu din buzunar, că rămân fără profit. Da, și asta este foarte adevărat, că dacă ai o cotă mică de profit ca să fie eligibil să vii cu un preț mai mic, profitul ați înghițit de aceste creșteri și nimeni nu lucrează pe degeaba, nici muncitorul, nici patronul. Asta este, clar. Și vine și spune, majorez manopera. La cele mai multe contracte avem această posibilitate. Da, tot e o sarcină financiară în plus, măcar pentru cel care îți finanțează. Asta se va regla de la proiectele care vin noi de acum încolo, pentru că se știe deja, se iau toate marjele, se calculează. Pentru cele în execuție reprezintă o mare problemă. Da, centura, cât de optimist sunteți noastre că se va termina cumva într-un viitor previzibil? Eu spun că în următoarele 12 luni, dacă vom reuși să obținem finanțarea, cel puțin zona Petru-Cercel, pasajul de la Petru-Cercel și asfaltarea se va finaliza cu tot cu laminorului, mai rămâne problema mai îndelungată cu dublarea podului de la Teiș. Acolo nu ai cum să-l faci atât de repede. Vă jur, ca om care circulă zilnic prin zonă, aia mai poate aștepta un pic. Da. Să terminăm cu restul. Știu, aia de la combinat, știu, podul acolo, de la combinat acolo e mare problemă. Și acolo vrem să împărțim și noi acum pe loturi, fiind la început și cu finanțarea europeană, să avem mai mulți constructori care să lucreze, se poate lucra și mai repede și dacă dai de unul care n-are posibilitatea să-ți lucreze, măcar să nu-ți blocheze tot proiectul, să-ți blocheze numai un tronson. Da, asta parcă e, proiectul acesta e unul, parcă e blestemat, așa cum a spus și dumneavoastră. Chiar am avut proiecte mult mai complicate, spre exemplu complexul de natație. Da. Complexul de natație era un proiect la care nu se băga oricine, pentru că acolo instalații de o complexitate deosebită. Uite, că a venit unul și l-a făcut până la urmă. Și au fost și probleme, au fost depășite. Au fost probleme, am reproiectat, țin minte, în 2015, am reproiectat acolo că lipseau
niște conducte de apă, lipsea cam jumătate din suprafața de la clădire, de la bazinul olimpic, alimentarea cu gaze și mai lipseau niște lucruri, dar până la urmă le-a făcut, a plătit vreo 4 milioane de lei penalități, constructorul, câștigate în instanță, dar e o investiție care e, de care se bucură foarte mulți oameni. Mai foarte să vorbim copii. Despre cât este de utilă și ce este acest complex pentru Târgoviște. Chiar nu mai are rost să mai vorbim acum, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Domnule primar, aș fi vrut eu să mai vorbim și despre politică, dar treburile astea care privesc pe toți deopotrivă, cu străzi, cu școli, cu toate celelalte, sunt mult mai importante. O lăsăm pârdalnica de politică pentru săptămâna viitoare, când probabil veți putea vorbi și după un eveniment important în politica dâmbovițeană. Doamnelor și domnilor, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stanu, îi mulțumesc pentru amabilitate și îi dorim cu toții succes în continuare în toate aceste proiecte care ne privesc în ultimă instanță pe fiecare dintre noi. Mulțumim, domnule primar! Seară bună, mulțumesc! Toate bune!